am călătorit prin țară un pic și am văzut acești bieți antreprenori care stau și le frică de orice control, le frică de inspectoratul fiscal, le frică de diferite organe care vin și intimidează permanent, care permanent cer bani pentru așa numită crâșă, despre care doamna Aliona o să mă povestească. Noi nu vrem să existe crâșă. Crâșa procurorilor, crâșa polițiștilor, crâșa deputaților. Nu, protecțiile astea trebuie scoase. Vrem să avem un stat liber, unde tineri antreprenori să fie motivați să deschidă afacerile. Acolo un stat care să dezvolte și să dea condiții pentru dezvoltarea tinerilor antreprenori.